Salut, prieteni! Astăzi am să vă arăt cum să instalați și să configurați Compiz pe Linux Mint 17 XFCE. Iar ceea ce am să vă arăt eu astăzi ar trebui să funcționeze exact la fel și pentru Xubuntu 14.04 sau 14.10. Nu vă recomand să utilizați Compiz-ul dacă aveți un calculator foarte vechi, pentru că are nevoie de ceva mai multe resurse pentru a rula fluent, ceva mai mult RAM și o placă video mai bună. Un tutorial destul de bun despre cum putem instala și configura Compiz-ul pe XFCE am găsit pe acest site webupdate.org. Am să pun în descriere linkul. Ok, și prima dată trebuie să instalăm Compiz-ul cu toate pluginurile. Eu am aici o comandă care instalează absolut tot ce aveți nevoie, toate pluginurile. Din nou, cu această comandă o veți găsi în descriere. O introduceți în terminal și instalați toate aceste pachete. Un alt pachet de care o să avem nevoie este dconf-tools. La fel, o copiați și instalați în terminal. Ca să, înainte de a activa Compiz-ul, trebuie să ne asigurăm că sunt activate câteva plugin-uri esențiale și mergem la Compiz Config Settings Manager. Ok, și ne asigurăm că sunt activate plugin-urile Composite, GNOME Compatibility, OpenGL, Window Decorations, trebuie să fie de asemenea activat, Move Window, Resize Window, să vedem unde sunt astea, Move Window este activat, Resize Window este de asemenea activat și Place Windows, să vedem dacă este activat. Place Windows, da, este activat și el. Ca să facem Compiz-ul să pornească automat la odată cu sistemul de operare, aici ne spune că avem posibilitatea să adăugăm Compiz Replace la aplicațiile de startup. Aici în Session, Application Auto Start, dăm click pe Add și la comandă punem Compiz Replace, însă această metodă nu este tocmai cea mai bună, pentru că sistemul de operare va încărca XFWM4, care este managerul de ferestre default, și după ce îl va încărca pe acela, îl va locui cu Compiz-ul, astfel încât timpul de încărcare a sistemului de operare este ceva mai lung. Cea mai bună metodă este să copiem acest fișier. Deci copiem de aici această comandă. Să deschid în alt terminal. Deci copiem această comandă, un fișier. Apoi deschidem acest fișier care l-am copiat. Aici ne este recomandat cu mousepad, eu am instalat gedit, deci am să folosesc gedit și numele fișierului, locația lui, deschidem și aici pe această linie unde scrie value type string value egal cu xfwm4, înlocuim xfwm4 cu compiz, salvăm modificările și când vom da restart la calculator ar trebui să avem compizul să ruleze Compiz-ul în locul XFWM. Eu am să pun pauză deocamdată la video ca să pot să dau restart la calculator și revin imediat să vedem opțiunile de configurare ale Compiz-ului. Ok, am revenit după restartul calculatorului și acum în loc de XFWM4 avem Compiz.
O problemă pe care am întâlnit-o pe Linux Mint 17 XFCE este plasarea acestui meniu Start și a calendarului undeva deasupra acestui panou. Rămâne un spațiu aici între panou și fereastră. Ca să corectăm acest plasament greșit, mergem la Panel Preferences și Beform Don't Reserve Space on Borders. Ok, și acum totul funcționează cum trebuie. Ca să modificăm bara de titlu și tema ramei de fereastră, vom folosi acest dconf tools pe care l-am instalat în prima parte a videoului. Eu am avut ceva probleme cu acest dconf tools, nu mi-a accepta modificările. Dacă aveți și noastre probleme, trebuie să restartați acest dconf tools mergând în userul dumneavoastră, adică în home, afișați ferestre ascunse, mergeți la config și ștergeți folderul acesta dconf. Dacă nu vă lasă, îl ștergeți ca root. Ok, deci ca să modificăm tema ferestrei și a barei de titlu, deschidem dconf editor și mergem la org gnome desktop vm și preferences. Ok. Aici la theme putem pune tema pe care vrem noi să o folosim. Per exemplu, eu am instalat Numix, așa încât pun aici theme Numix. Dă un enter și, după cum puteți vedea, s-a schimbat tema ferestrei. Aici la button layout, cum să apar butoanele, deocamdată ele apar în partea stângă, close, minimize și maximize. Ca să le modificăm, punem aici în față două puncte și close-ul o să-l punem la sfârșit. Deci două puncte, minimize, virgulă, maximize, virgulă, close. Dăm un enter și acum butoanele au fost reașezate. Ok. Și acum putem deschide Compiz Config Setting Manager. O altă setare importantă este să mergeți aici la Preferences și să setați la Backend G Settings. Ok, și avem gata instalat și configurat Compiz-ul. Desigur, puteți umbla aici la animații și toate celelalte plugin-uri disponibile. Ca să facem să ne dispară din setările de sistem, Window Manager, Window Manager Tweaks și Workspaces nu mai sunt valabile, pentru că acestea funcționau cu XFWM4. Și haideți să vă arăt cum să le scoateți din setări și să adăugăm acest Compiz Settings Manager aici în secțiunea Personal. Mergem la File System, User, Share și Applications. User Share Applications. Deschidem acest folder ca root ca să putem edita aplicațiile. Ok. Haideți să mai închid un pic de aici, de care nu avem nevoie. Ok, și căutăm, deci în acest folder deschis ca root, căutăm Window Manager, Window Manager Tweaks și Workspaces. Începem cu Window Manager. Dăm clic dreapta, Open with Text Editor. Și aici la Categories, după XFCE și GTK, trebuie să ștergem tot acest conținut. Eu am să-l copii pentru că am să-l introduc în aplicația pentru Compiz. Deci ștergem, modificăm, schimbăm, salvăm modificările. Ok, și acum, după cum puteți vedea, Window Manager a dispărut din setările de sistem. Facem la fel și pentru Window Manager Tweaks. Dăm jos la Categories și ștergem tot după XFCE GTK. La fel, salvăm modificările. Din nou,
A dispărut și Manager Tix și mai scoatem și Workspaces. Și la fel ștergem tot după GTK. Salvăm. Și acum am scos din setările de sistem toate opțiunile pentru XFW4 și să punem aici la personal Compete Settings Manager. O căutăm aici în folder config settings manager, o deschidem cu un editor de text și aici la categories punem conținutul copiat de pe celelalte aplicații. Să salvăm. Da, și acum avem avem setările pentru Compiz aici în managerul general de setări pentru sistem. Cam atât aveți de făcut pentru a instala și a configura Compizul pe Linux Mint 17 XFCE. Vă reamintesc că ceea ce v-am arătat astăzi trebuie să funcționeze la fel și pentru Xubuntu. Vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem data viitoare!